Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ziua de 3 decembrie, anul de îndurare 2022, o zi ploioasă, dar o zi care ne vorbește despre abundență, despre har, despre prosperitate, despre belșug și dorim ca îndurarea lui Dumnezeu să se reverse din belșug în această zi frumoasă de nuntă peste Amos și Lidia. Vă binecuvântăm în casa lui Dumnezeu, astăzi ca mire și mireasă. Binecuvântăm prezența familiilor Suiugan și Florian, a oaspeților invitați să fie alături la bucuria lui Amos și a Lidiei și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Ca și buni creștini, atunci când se întemeiază o familie, dorim să punem rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu la temelia acestei noi familii și dorim să cerem îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui peste timpul pe care îl vom petrece la această sărbătoare astăzi împreună, în casa lui Dumnezeu și apoi în continuare la masă. Și aș vrea să invit pe fratele Jan Suiugan, tatăl Lidiei, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să asculte rugăciunea, să ne binecuvinteze. Amin. Slăvit să fie numele Tău, Tată Ceresc. Amin. Suntem înaintea Ta și cu mulțumire pentru că ne-ai purtat de grijă, Tată Ceresc. Cu mulțumire pentru dragostea Ta forevărsată și peste noi, Tată Ceresc. Îți mulțumim de această binecuvântare, Doamne, de Amos, Tată Ceresc. Îți mulțumim că Tu ești acela care ai unit în dragostea Ta, Tată. Tu ești acela în planul Tău minunat, Doamne, ai avut și în vedere lucrarea aceasta, Doamne, de binecuvântare, de ziua Wedding of the Lord, Doamne. Te rog ca Tu să o binecuvintezi, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Vreau, Doamne, ca Tu să-i păzești în numele Domnului Iisus, aleluia. Slăvit să fie numele Tău, Doamne. Vreau ca Tu, în numele Domnului Iisus, Doamne, ca Tu să te atingi de ei, Tată Ceresc. Să-i păzești în numele Domnului Iisus, Tată Ceresc. Fă această lucrare, Doamne, să ducă până în împărăția Ta, Doamne. Chiar dacă vântul vor veni, Doamne, încercări o să vină, Doamne, știm că o să vină, Doamne. Dar noi, Tu spui să ne încredem în brațul Tău, Doamne. Te rog, binecuvintează ziua aceasta, Doamne. Slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează, Doamne, cântările care să cânte pentru slava și gloria Ta, Doamne. Binecuvintează pe frații care vor vorbi, Tată Ceresc. Dă-le Tu înțelepciunea de sus și puterea Duhului Tău ce Sfânt, Doamne, și toată lucrarea este pentru slava și gloria Ta, Doamne. Îți mulțumim, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această zi și vreau ca Tu să rămâi cu noi, să ne întărești în numele Domnului Iisus pe fiecare. Amin. Înainte de a ocupa locurile, haideți să ne întoarcem în jurul nostru, să spunem că ne bucurăm să fim împreună la această nuntă și Domnul să binecuvinteze pe Lidia și pe Amos. Vă invit să ocupați locurile. Permiteți-mi să transmit un cuvânt de felicitare pentru familia Florian, fratele Relu, sora Elizabeth, rudenile care ați venit și poate prieteni din Portland. Mă gândeam astăzi, îi scriam un mesaj fratelui păstor Florin, care este venit tot de la Portland și făceam o glumă, cred că dumneavoastră ați adus ploaia aceasta binecuvântată aici. Ploaia asta cumva de obicei nouă ne aduce așa o inimă mai posomorâtă și asta e din cauza că Lidia va pleca la Portland, să ne înțelegeți, dar dorim ca tot ceea ce este mai bun, mai frumos și orice dar bun și desăvârșit care se coboară de sus să însoțească pe Lidia alături de Amos și familia de care ne bucurăm în această zi înaintea Domnului la nunta lor. Vă spunem tuturor un bun venit celor care vizitați Sacramentul și Biserica Emanuel, un cuvânt de bun venit și fratelui păstor Florin Foghiș. De asemenea, felicităm și familia Suiugan, fratele Jean și sora Elizabeth, cu copii, rudenile din adunarea noastră și prieteni. Dorim ca Dumnezeu să reverse harul Său peste noi. Ne bucurăm să vedem în această zi doi tineri curajoși, doi tineri inimoși, doi tineri îndrăgostiți, care stau la altar înaintea lui Dumnezeu. Într-o vreme în care tinerii greu se mai hotărăsc să se căsătorească, ei, din tinerețea lor, s-au decis, s-au hotărât, s-au rugat
Și astăzi stăm să încuvințăm această lucrare și să-i prezentăm împreună înaintea lui Dumnezeu ca să-și primească binecuvântarea după o tinerețe, aș zice prima dată o copilărie, o adolescență, sub privirile părinților, a păstorilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, dragă Amos, dragă Lidia. Este o bucurie să privim tineri serioși, dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru familie și vă felicit în această zi. Pentru mine, ca păstor al lui Lidia, este o onoare să prezint o tânără cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii și înaintea lui Amos, ca mire în această zi, o fată sinceră, cu dragoste pentru Dumnezeu și lucrarea lui, pentru lucrarea de misiune, dragoste moștenită din familia ei. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru anii pe care i-a petrecut aici, în Biserica Emanuel, fiind implicată în lucrarea cu copii la școala duminicală, în formații muzicale, în orchestră, în corul de tineret. Și doresc ca Dumnezeu să-ți răsplătească, sora Lidia, toată osteniala, tot sacrificiul pe care l-ai pus și orice sămânță pe care ai plantat-o aici, să aducă rod pentru gloria lui Dumnezeu. Cred că pe Amos o să-l prezinte păstorul lui la timpul acesta și doresc binecuvântarea Domnului să fie în continuare peste noi. În continuare, familia Florian va cânta, va slăvi pe Domnul și va face lucrul acesta și, bineînțeles, spre bucuria mirilor din această zi. După cântarea lor, urmează Miriam și David să cânte o cântare și apoi Jonathan Suyugan. După aceste trei cântări, urmează să ascultăm primul mesaj și mă rog ca Domnul să-l întărească în slujbă pe fratele Florin Foglish. Amin. Cerul ne presoară cu fătrii de nuntă iar și în altul infinit e-n podobit. Pasărea n-aie zbor cu chip măreț alucitor cânt armonios iubirea cerului. Yeah, it's his fault.
Atâta vreme căutam, bătând la porți străine, dar fericire n-ai aflat și ai zis că n-am pe nimeni. Dar când zi Domnul l-ai strigat, plângând în rugăciune, și ruga nu ți-ai ascultat. O frate, spune un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit. S-o cinstești, s-o iubești toată viața cât trăiești. Un ajutor potrivit Domnul azi ți-a dăruit. S-o cinstești, s-o iubești toată viața cât trăiești. Bătut a mulți la ușa ta, la inima-ți curată, dar n-ai putut să le spui da, tu soră, niciodată. Dar când din cerul ți-a Tată, ființa ta tresărind și care becă ai spus șoptind, da, vreau să plec, sunt tata. Un ajutor potrivit Domnul azi a dăruit. Să-L cinstești, să-L iubești toată viața cât trăiești. Să-I spui să-L iubești toată viața cât trăiești. Fiți astăzi binecuvântați,
de Domnul pe vecie. Vă spunem noi, surori și frați, drum bun în căsnicie. Venivol valuri peste voi, căci cel rău stă la pândă, dar câtă vreme amândoi veți zice, Doamne, mergi cu noi, El vă va da izbândă. Noi vă dorim, mir iubiți, să fiți veșnic fericiți, până la cer veți pleca cu Iisus în nunta sa. Noi vă dorim, mir iubiți, să fiți veșnic fericiți, până la cer veți pleca cu Iisus la nunta sa. Amos. Am fost în multe călătorii cu Lydia. Și bune și mai rele. We were in a lot. We went to Mexico. We went to Republica Moldova. If I remember right. We stayed there. We went to pretty much all over Romania. To Timișoara, to Cluj. She's a person that's very easy to talk to. She's my sister. Oh, all my sisters are easy to talk to. God bless them. But Lydia is more dedicated in the conversation, if I say it like that. You know, she's always in on it. She always wants to have a good conversation with someone. Even if I'm sitting down, she was working today trying to pack her bags and stuff because she's obviously leaving us. I don't think Portland's better, but up to you guys. She was packing her bags and we were just having a conversation. And the Lord works in mysterious ways and brings us together. I was talking to Matthew and Diana, and they were saying, when you strive for the Lord or you try to come closer to the Lord, He comes more near, or you feel more near. And I feel that's the same way you guys can be. If you guys strive to come closer together, of course, with the Lord, you guys will get closer together. The world might say one thing. They might make fun of you, maybe because you're younger, which doesn't matter at this point. But the Lord will bring you guys together. If you believe in Him, and I believe the Lord will bless you guys. Lord bless you guys. And for this, I'm going to need some help. I'm going to call my brothers to come and sing with me because we're singing for the praise of the Lord, not for ourselves. Departe de casă curând vom pleca, durerea ce-o simbără inima mea. Și chiar de mai simte vreo inimă azi, e inima celor ce mi-a fost mai drag. Și chiar de mai simte vreo inimă azi, e inima celor ce mi-a fost mai drag. Mama e tata, părinții iubiți, sunt frații cu care în casă am trăit. Surorile care mi-a fost încetat, părtași la bine, dar și la negat. Surorile care mi-a fost încetat, părtași la bine, dar și la negat. E inima mamei ce plânge cu amar, că-ți trebuie să pleci acum de la ea. La patria vechea întotdeauna, așa este o mamă, așa-i mama mea.
la patria venia întotdeauna, la pal lângă mine mereu ea venia. Să n-o uit, Iisuse, ajută mereu, că știi tu prea bine, părintele meu. În brațe într-una purtat numai ea, așa este o mamă, așa e mama mea. În brațe într-una purtat numai ea, așa este o mamă, așa e mama mea. Rugă într-una ea m-a înălțat, în ziua cea bună ea se bucura. Când fiu eu mare de tine s-a scut, și ție, Iisuse, eu dorul să-ți spun. Când fiu eu mare de tine s-a scut, și ție, Iisuse, eu dorul să-ți spun. Pe voi, iubiții mei dragi, să fiți fericiți sub al Domnului braț. Când fi vor necazuri, sfinte dure, strigați la Iisus să vă dea mângâie. Când fi vor necazuri, sfinte dure, strigați la Iisus să vă dea mângâie. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, aș vrea din nou să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin! Este un har ca să fim în casa de rugăciune, spunea fratele Alin la început, ceea ce a urat celor doi, urarea aceasta ca să începeți căsnicia, să fie bazată pe ceva, să aibă o temelie, adică cuvântul Dumnezeu și rugăciunea. Și ați început-o din casa de rugăciune. Slăviți să fie Domnul! Căsnicia voastră, noi cu toții vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântările de sus și cele de jos. Și spunea fratele, când mi-a trimis mesajul mai devreme în ziua de astăzi, a spus, frate Florin, welcome to Sacramento, thank you for the rain. Și am zis, Dumnezeu e stăpân pentru toate lucrurile și de fapt era sincer în ceea ce spunea, pentru că era nevoie, eram undeva cu soția și era o doamnă cu care am vorbit și spunea, we're so grateful for the rain because we've been in a drought, so we enjoy the rain. I said, are you sure you're enjoying it? She says, absolutely. I know many don't, but we enjoy it. Și vreau să vă spun, în lumea spirituală, Dumnezeu este acel care toarnă, care binecuvintează și spune cuvântul Dumnezeu că El, soarele, dragii mei, răsare și peste cel bun și peste cel rău, ploaia de asemenea și peste cel rău și peste cel bun. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. În ziua de astăzi suntem în locul acesta ca să fim alături de fratele Amos, sora Lidia, mă bucur enorm de mult. Fratele Amos știe lucrul acesta și sora Lidia, când am stat de vorbă, când erau la Portland, în biroul bisericii, pentru că el are un loc deosebit în inima mea. Acum nu-l laud, aici e familia Florian, fratele Relu, sora Tuții, Domnul să-i binecuvinteze pe ei, familia lor, dar de când au venit la noi la biserică, era tinerel, am văzut că era o familie plină de energie, plină, avea o inimă așa de deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce am văzut și la familia Suigan, Domnul să o binecuvinteze, dar era plin de energie, era așa mos și în dreapta, în sânga, și de când era tânăr la școala duminicală, el deja era interesat de căsătorie. Și am zis, interesant, m-a întrebat pe mine, dar how old were you? Dar când te-ai căsătorit? Dar cum a fost? Dar ce ai fost? Și acum el știe și majoritatea de la noi din biserică știe, așa cum este el, așa eram eu cu 28 de ani în urmă. Aveam doar 18 ani, m-am bucurat, am văzut pe fratele Nicu, sora Păruța, care așa e la Portland, familia Marcu care erau acolo, și când am întrebat-o pe Simona, dorești să te căsătorești cu mine, vrei să mergem în căsătorie împreună? Aveam 18 ani. Și very close, very similar în ceea ce este și cu viața voastră. Și mulțumesc Dumnezeu că a spus da.
Am mers înainte cu ajutorul lui Dumnezeu, dar mi-a fost rușine, am zis, nu vreau la 18 ani, hai să așteptăm puțin. Așteptăm să treacă vara, așteptăm până în toamnă, după ce împlinesc 19, atunci ne putem căsători. Și Dumnezeu așa a îngăduit, în vara aceea Dumnezeu ne-a întărit, ne-am înscris, am vrut să facem legământ cu Domnul și Domnul ne-a ajutat și am făcut prin botezul în apă. Tot în vara aceea, cu o lună înainte, Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt în aceeași seară, eram la o seară de rugăciune, la fratele Iliachim în casă. Eram cu soția împreună acolo și era a doua seară de stăruință și Domnul s-a îndurat de noi. Ceea ce m-am bucurat și la ei doi, că Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a întărit pe sora Lidia, i-au făcut legământ cu Domnul prin botezul în apă în 2017, tot în 2017 Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, dacă nu mă înșel, aceeași lună. Dar pot să mă corectez așa, mă bucur de lucrul acesta. Fratele Amos, tot în 2017 Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, iar la noi se ține ianuarie și iunie, de obicei să avem botezul și s-a înscris pentru botez în anul 2018 ianuarie. Și așa că el l-a așteptat, n-ai putut face și tu tot în 2017, dar Dumnezeu mi-a dat harul ca să pot să-l botez pe fratele Amos și mă bucur de el, mă bucur de alegerea care a făcut-o, mă bucur de slujirea lui în Biserica Betel. Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a înzestrat cu mai multe daruri. După ce Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a chemat în lucrare, în lucrarea care este, fie că dă îndemnuri din cuvânt, fie că Domnul folosește în alte moduri. Mulțumesc lui Dumnezeu chiar și la fanfară, chiar și la corul mixt, ajută și pe fratele dirijor de la noi, la corul mixt, Domnul să te binecuvinteze. Am auzit multe lucruri și despre sora Lidia, lucruri frumoase, mă bucur că aveți o inimă pentru Hristos și pentru oamenii din jur, ca Dumnezeu să mântuiască cât mai mulți. Pentru că în vremea care noi trăim avem mulți zis creștini care sunt, chiar în bisericile noastre române și nu interesează decât de ei. Au uitat de vecinul din dreapta și din stânga, dar mă bucur de tinerii care interesează de cei din jur. Și vă spun un lucru aici, spunea fratele Jonathan un lucru foarte bun, zice, I don't think Portland's better. I agree. I don't think Sacramento's better. You know what's better? Împărăția Cerului. Așteptăm să ajungem acolo. Acolo nu vor mai fi nici probleme, nici... Acolo ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru, cu Domnul Iisus și așteptăm ziua aceea, Doamne ajută-ne! Dar până acolo trebuie să luptăm. Trebuie să luptăm. Și aici aș vrea ca să încurajez pe toți care suntem în casa Domnului, în după masa aceasta, fie Amos, fie Lidia, familiile noastre, toți care suntem prezenți să ne luptăm ca să ajungem în împărăția cerurilor. Pentru că doar cu vorba it's not enough. There's too many people to give lip service. Este nevoie ca să trăim viața așa cum o vrea Hristos Domnul. Și Domnul să ne ajute. El nu ne lasă singuri, ne va da putere. Ne va da puterea necesară, ne va da înțelepciunea necesară, numai să vrem să slujim lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute în privința aceasta. Amin. Un singur verset pe care vreau să-l citesc și după aia voi aminti câteva lucruri. Frate Amos, ai fost la multe nunți. Familia voastră sunteți implicați, ajutați, fie la masă când faceți mâncarea, fie că ajutați în diferite feluri. Ați auzit și amândoi, și sora Lidia, many, many sermons. Așa că eu știu că ceea ce eu voi spune nu va fi something new. Dar vreau ca în ziua de astăzi Dumnezeu să împlinească cuvântul Său în viețile voastre. Și nu numai pentru voi, ci pentru ceilalți de aici. Sunt unii care sunt căsătoriți de un an, de doi, de trei, poate de 20, 28, 30, 40 de ani. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi, pe noi toți. Și să ne ajute Dumnezeu să putem să împlinim cuvântul Lui în inimile noastre și în viața noastră. Uitați ce spune psalmistul Solomon, un om înțelept, spune Biblia, capitolul 127 cu versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Degeaba. Deși avem în lumea noastră, sunt unii oameni care se socotesc că avem succes în căsătorie pentru că avem o casă mare sau avem mai multe, sau avem un business, sau avem, eu știu, bani în bancă. Nu aceasta este totul, dragii mei. Important este ca să avem pace în familiile noastre, să avem binecuvântarea lui Dumnezeu în familiile noastre și să fim pregătiți, repet din nou, pentru ziua aceea când Domnul Iisus Hristos va reveni ca să-și ia mireasa de pe pământ. Aceasta este cea mai important lucru. De aceea, în drumul vostru, în căsnicia aceasta, cum a început fratele Alin și a spus, vreau să vă spun că cel mai important lucru este ca să aveți ca temelie pe Iisus Hristos și cuvântul Său. Voi vă construiți aceasta, dacă vreți, sau zidiți această căsnicie. Și important este când zidiți, să zidiți pe ceva. Oamenii de afară zidesc pe diferite lucruri. Am amintit mai devreme, pe averele lor, pe accounturile lor, pe neamul lor, pe familia lor, care e plină de bani sau mai puțin plină de bani, dar
Noi, ca și credincioși, vrem în toate lucrurile, când începem, să începem cu cuvântul acesta, cu Biblia, cu Iisus Hristos și Domnul să ne ajute. Mi-aduc aminte de o întâmplare, era Domnul Iisus Hristos, a Sermon on the Mount în Matei, capitolul 6, spunea un cuvânt Domnul Iisus aici și vreau să vă aduc aminte de el. Uite, în felul următor spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 7, pardon, spune așa: de aceea, pe oricine aude cuvintele ale mele și le face, aceste cuvinte, adică ceea ce rostea Domnul Iisus Hristos, și vă spun vouă, în după masa aceasta, voi, dacă ascultați de cuvintele acestea, uitați ce spune cuvântul Domnului, și însuși Domnul Iisus, îl voi asemena cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, adică pe Hristos Domnul. A dat ploaia, a venit șuvoaiele, a suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă, slăvit să fie Domnul. Dar mai este the other side. Sunt ceilalți, altfel de oameni, care aud cuvântul lui Dumnezeu, cu părere de rău, care vin zeci de ani în casa Domnului, sau un oarecare timp, și vin la church, they're very religious, și aud cuvântul lui Dumnezeu, dar uitați ce spune Domnul Iisus în continuare. Dar nu le face. Astfel de oameni, Domnul Iisus i-a asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, on sand, a dat ploaia, a venit șuvoaiele, a suflat vânturile și a izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și nu numai că s-a prăbușit, ci prăbușirea ei i-a fost mare. Dragii mei, aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi. Acum ați început drumul acesta căsniciei. Ați început cu Hristos Domnul. Ați așezat temelia cuvântului Dumnezeu pe Hristos. Aș vrea să continuați mai departe, nu vă lăsați. Nu vă lăsați influențați de cei din jurul vostru care nu neapărat că vă vrea răul, ei cred că știu mai bine și too fleshly. Mie îmi place să fiu foarte deschis și știu că it's not very popular. În comunitatea română și nu numai, și în those of the English speaking churches, nu e popular să spui don't be fleshly, nu fi firesc, fii duhovnicesc. Tot mai mult astăzi în vremea noastră vrem să ne asemănăm cu lumea și nu cu Dumnezeu și aici e problemă. Pentru că familia noastră, căsnicia noastră nu va crește. It will not blossom and be blessed the way God wants it to be blessed if it's not founded on the rock who's Jesus Christ. Period. Trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. A intrat în unele adunări și în unele biserici câte puțin. Acceptăm și asta, acceptăm și asta, acceptăm și lucrul acesta. Și încetul cu încetul ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul nu vrea aceasta. Suferă majoritatea familiilor noastre, suferă căsnicia lor, pentru că n-am rămas bazați pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă temelia aceasta care o pune și o zidiți și pe Domnul Iisus Hristos, este nevoie când zidiți casa voastră să fie ceva păreți, nu? Trebuie ceva ziduri acolo, you need some walls. Una dintre primele și cele mai importante este comunicarea, ceea ce lipsește nu numai la poporul român, ci în general vorbim. Spus, am crescut într-o biserică, în biserica noastră, înainte ca să ajungem la Biserica Betel, eram la Biserica Philadelphia. Și majoritatea dintre noi care eram în anii aceia 80, mergeam la Sunday School, la Biserica Americană, Apostolic Faith Church. Mergeam Sunday School acolo, după aia mergeam seara, eram la Biserica Philadelphia, unde era fratele Nicky Pope, păstor pe vremea aceea. Mi-aduc aminte ceea ce spuneau și teacherii noștri de la școala duminicală, de la acolo unde eram la Sunday School. Number one, the most important thing ca și un credincios, cu părinți, cu copii, în căsnicie, în familie, este să comunice. Communicate with one another. Asta vrea cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne învață de fapt cuvântul lui Dumnezeu, să comunicăm unii cu alții și Domnul să ne ajute în privința aceasta. E cel mai important lucru, să știți că many times, especially the husbands, eu-s de vină. Vă mărturisesc, vă spun sincer, am crezut că prin tăcerea mea rezolv ceva. If I don't say much and I'm quiet, I do the best thing for my family, right? Nu mai zic nimic, țin înăuntru meu și Domnul știe că e mai bine. Sometimes this is the best thing. It's not the best thing. As a matter of fact, când nu spui nimic, când ții înăuntru tău și nu comunici, Amos, ascultă-mă bine, it speaks loudly and it's detrimental to your family. Mai bine să fii deschis și să comunici cu Lydia în orice privință, orice ar fi, începem cu lucrurile spirituale și lucrurile în heavenly realm and also the earthly things. E atât de important de a comunica unii cu alții și de multe ori, nu întotdeauna numai vorbe. It's through the way you act, your feelings, the way you comport yourself, touch, and all these things, all these love languages, cum știm cu toții, și ceea ce se vorbește de atâtea ori, atât de important este în comunicarea noastră. Ceea ce am observat în anii aceștia, nu sunt în slujire de mulți ani.
Dar în anul 2011 am intrat și mi-aduc aminte câte familii trebuia să stăm de vorbă împreună, frații lucrători cu ei, acolo în biroul bisericii. Și una dintre cele mai mari probleme a fost că nu comunică frate Florin. Nu știu ce vrea, I can't read her mind, I can't read his mind, I don't know what's in his heart, I don't know ce vrea să facem, deci nu comunică. You almost expect him to read your mind și apoi să se rezolve problema. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și găsim în Proverbe, capitolul 25, este aici câteva cuvinte, de fapt, care înțeleptul ni le spune și ni le sfătuiește. Este un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ce frumos acest tablou! You got these golden apples in a silver platter. Cât de frumos! And I know you look at it earthly, but it's something la un nivel înălțător. Așa este o vorbă spusă la vremea potrivită. Și când trebuie și să putem comunica și să vorbim unii cu alții, este foarte important. Apostolul Pavel spunea acolo în Efeseni, capitolul 5, care este foarte cunoscut de noi, de fiecare în parte, când vorbea despre relația care trebuie să fie între soț și soție și între noi și Dumnezeu. Și acolo spune Apostolul Pavel, vorbiți între voi, spunea el și-o amintit atât de frumos, spune în versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți în toată inima voastră laudă Domnului, slăvit să fie Domnul. Cât de important este să fie și un astfel de comunicare. Nu neapărat numai între cei doi, what's in your heart, ce te doare, dragă, ce putem face pentru unul pentru altul. Important este și această comunicare, numai ei doi, ci și ei doi împreună cu Dumnezeu și între Dumnezeu. De multe ori în familie noastră m-a întrebat, frate frumii, what more can we do to grow closer to the Lord? Get on your knees. Get on your knees and communicate with God. But the both of you together with the Lord. Un alt lucru, cântați. Știi ce lipsește la generația mai tânără și în familie tinere cele mai mult când am început să vorbesc cu ei? When was the last time you had prayer time, just you and your wife and your children, dacă ai copii sau cei care sunt fresh căsătoriți? When was the last time you got on your knees, you prayed, and when you got up and sang two songs and then prayed again? 99% ceea ce vă spun adevărul. Poate că la sacramentul sunteți mai credincioși ca noi de la Portland. 99%, cred că o familie din, să nu greșesc, a fost o singură familie. Ceilalți au zis, well, nu am prea făcut. When we go to bed, noapte, ne punem, ne așezăm lângă pat, ne rugăm, Domnule, when was the last time you sang together? When was the last time you worshipped together as a family? Ceea ce spre rușinea mea, și am spus-o la Betel nu de mult, când eram mai tânăr cu soția, primii ani am făcut-o foarte des. Acum mai rar, că zicem că suntem busy, fugi la biserică, vin înapoi, nu. Și am zis la soția mea și chiar am vorbit zilele trecute, asta trebuie din nou să o facem în casa noastră. Pentru că noi ne pregătim viața pentru dincolo, pentru dincolo. Și am vrea de aici să fie pace în familiile noastre și în viața noastră fiecăruia și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Un alt lucru și un alt zid, dragii mei și Amos și Lidia, care este nevoie când vă construiți sau vă zidiți, căsnicia voastră este încrederea unul în altul. Ceea ce lipsește many times în comunitatea în care noi trăim și în țara care trăim, there's no more trust. Uitați-vă, fie business, fie chiar între familii, chiar membrii familiei, nu mai este această încredere. As a matter of fact, vrei să faci un business deal, you got to call two lawyers, să fie actele făcute. Nu numai atât, între creștini, acum au un advocat când se căsătoresc ca să le facă foile. Așa ceva n-ar trebui să fie între cei credincioși nici de cum. Asta e vremea care noi trăim, nu mai este trust, nu mai este nicio încredere și eu vă încurajez să vă rugați lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă ajute și în privința aceasta. Să vă dea Dumnezeu putere, spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, un cuvânt pentru Lidia și apoi un cuvânt și pentru Amos. Uitați ce spune cuvântul Domnului despre o femeie de încredere. Spunea în felul următor, în capitolul 12 cu versetul 4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Auzi ce mare, ce înălțător, the crown of her husband. Dar mai spune ceva a doua parte a versetului. Dar ceea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. It's like the rottenness in his bones. And we don't like to hear the second part, we want to hear the first part, because that makes us feel good, right? She's the crown of the husband. Femeie cinstită, an honorable woman, uită ce este ea. Dar să știi că e de mare importanță lucrul acesta. O femeie care e de încredere, o femeie cinstită este cu adevărat o cunună și aș vrea să fii și să rămâi în continuare cunună pentru fratele Amos. Fratele Amos, mai este un cuvânt și pentru tine. Eu am citit ceva mai devreme din Amos, acolo, din Efeseni, un cuvânt al lui Dumnezeu și vreau să mă duc înapoi acolo în capitolul 5 și spune cuvântul lui Dumnezeu ceea ce dă un directive și la o nevastă, la o soție,
lui Lidia în ziua de astăzi, dar și ție și nouă fiecăruia care suntem aici. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel spune să vă supuneți unii altora în frica lui Hristos, apoi are un mesaj pentru sora Lidia unde spune nevestele să fie supuse bărbaților lor ca Domnului și apoi un mesaj pentru tine și o responsabilitate where you, the trust factor comes into play with your life, unde tu trebuie să fii un om de încredere. Spune așa cuvântul Dumnezeu, bărbatul este capul nevestei, aici versetul 23 în jos. Și spune aici, Apostolul Pavel arată ierarhia aceasta spirituală. Că Dumnezeu, și I'll paraphrase, Iisus Hristos este capul bărbatului, tu ești capul ei. The responsibilities that you assume of being head of your household and the priest of your household are huge, are enormous. Dar lucrul acesta se poate face cu ajutorul Duhului Sfânt. Be a man. Be a man. Am zis la notă, cineva s-a supărat pe mine. Cum poți să spui așa? Fii om. Be a man. Sunt mulți care se căsătoresc și nu sunt bărbați în casă. Asta e adevărul. Și aș vrea ca în casa voastră să știți ceea ce Dumnezeu a așezat, aia să păstrați. Aia nu înseamnă că you're not a man când dai cu pumnul și știi să-i dai her a bunch of do this, do that. That's not a man. Nu, be responsible for the family. Asumă-ți responsabilitatea, du pe umării tăi ceea ce Hristos a zis. A fi capul unei familii, a fi preot, nu înseamnă că you only give directives și dai acolo porunci și fă dreapta și fă stânga și fă mâncare. Și nu asta. Când am văzut astfel de oameni, ăștia nu-s oameni, ăștia nu-s bărbați în casă. Ăștia nu-s preoți în casă. Sunt dictators. Și aș vrea Dumnezeu să ne păzească de lucrurile acestea în vremea care trăim. Un bărbat știe să-și iubească nevasta așa cum Hristos a iubit biserica. Așa, ăsta e un bărbat. Și mă rog ca Dumnezeu să te înzestreze cu putere, să fii un om de încredere. Domnul să te binecuvinteze. Un alt lucru care spune cuvântul Dumnezeu, un alt zid care Domnul să vă ajute să-l zidiți în căsnicia voastră, este îngăduința. Be able to tolerate one another. You're gonna have to do it. Și de ce? Veniți în două familii diferite. Două familii care slujesc lui Dumnezeu, dar aveți obiceiuri diferite, aveți diferite gândiri, tot bazate pe Scriptură. But that's how it is, it's natural. Și eu eram different than my wife. Era două familii diferite. But we had to come together. Va lăsa pe tata, va lăsa pe mama. Știți, you already know the word of God. Și se vor face un singur trup. They will be one family. They'll be their own family. Și aici e atât de important ca să înțelegeți lucrul acesta, să vă iubiți unii pe alții, să căutați ca să faceți voia lui Dumnezeu în absolut toate lucrurile. Acolo la Coloseni spune cuvântul Dumnezeu în Coloseni, capitolul 13 cu versetul 4 în jos. Spune 3 cu 13, zice, îngăduiți-vă unii pe alții și mai spune ceva, iertați-vă unul pe altul, așa cum v-a iertat Hristos. Va fi nevoie în viață, I guarantee you this, it's impossible for you to go through life without having issues where you may be upset with one another. I'm not saying angry. Luptați-vă să nu fie upset. Vor fi unele lucruri. You're going to step on his toes and he's going to step on your toes. I guarantee it. He's going to leave his clothes out and you want him to put it in the drawer. I know that. It's going to happen. I know, fratele Amos. Domnul să-l binecuvinteze. He's a good guy. One thing I can tell you. He's clean. I'm proud of that. No, vă spun ca să înțelegeți. Ar vrea toți băieții și bărbații să înțeleagă că he's clean. Îi place să fie curat în spate, au fost învățat de părinții lui, e foarte ordonat, dar în viață se întâmplă. Și când se întâmplă lucrurile acestea, fiți îngăduitori unii cu alții, iubiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul. Atât de important este lucrul acesta. Pentru că în viața care noi trăim și mai mult ca oricând în secolul acesta, parcă oamenii nu mai au răbdare, nu mai se îngăduie unul pe altul, they're not tolerant with one another. As a matter of fact, they talk about a different type of tolerance, ceea ce este păcatul. We don't need wokeness in our life. We don't need that kind of tolerance. We need Jesus Christ in our life. And we need to tolerate one another așa cum și să ne îngăduim cum Hristos ne-a îngăduit pe noi. Și că ne-a iubit pe noi înainte să-L iubim pe El. Și vrea ca Domnul să pună și în tine, Amos, gândul acesta și la Lidia la fel. Îngăduiți-vă unii pe alții. Understand that each of you will be different and you will have shortcomings. We all do. When I got married, I thought I had it all. I don't. I still don't. And I've aged a bit, you know, 28 years have passed, and my wife still reminds me kindly that I'm not where I should be, and I know I'm striving to be, și Domnul să mă ajute ca să ajung. Dragii mei, pe lângă aceste trei ziduri mai este un zid. Bucurați-vă, ultimul zid, bucurați-vă. Enjoy one another. Știi, unii se căsătoresc and after they try to be so serious, and he's serious, I'm also serious anyways. Cei care îl cunoaște, he's sometimes almost too serious. I said, you need to let go of that stiffness a little bit, Amos. Lasă-l, fii mai altfel. But he wants to be so correct and everything, and it's good that I think Lydia is the other half, the missing half of your life.
And she'll help you out on that part because he knows how to smile. Dar Lydia, dacă o vedeți, she's always smiling. Nu știu, la noi așa a fost, la voi nu știu cum e. Dar știu că la noi când vin la Portland, Domnul să o binecuvinteze. Enjoy one another. Spune și cuvântul lui Dumnezeu acesta, ne îndeamnă, bucurați-vă. Primul rând, bucurați-vă de mântuirea pe care ați primit-o prin credința în Domnul Iisus Hristos. Apoi bucurați-vă că Dumnezeu v-a ajutat ca să vă cunoașteți. Dumnezeu a hotărât această căsătorie. Dumnezeu a plănuit-o. Doesn't matter ce oamenii spun. Eu cred în toată inima mea și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Aceste patru ziduri, ar fi multe ziduri. Nu uitați, comunicarea, încrederea, îngăduința și bucurați-vă. Unul de altul și împreună, înainte lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze. Iar înainte de a încheia, pe deasupra, când zidiți această căsnicie, e nevoie și de un acoperiș. Și acest acoperiș să fie dragostea. Dragostea. Spune Apostolul Petru, în 1 Petru, în prima epistolă, spune în felul următor, în capitolul 4 cu versetul 8. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, Domnul să vă ajute și în privința aceasta. Nu uitați 1 Corinteni, capitolul 13, unde vorbește despre calitățile, dacă vreți, sau caracteristicile dragostei și ceea ce ar trebui să fie. Unele lucruri deja le-am amintit și deja am vorbit despre ele. Să fie în viața voastră și Domnul să vă binecuvinteze, să vă ajute să fiți un exemplu, un exemplu pentru mulți alții din jurul vostru. Slujiți-o Dumnezeu cu credincioșie. Nu vă lăsați în vremurile care noi trăim, tot mai mulți, dragii mei, parcă nu mai vor să fie duhovnicești. Și îndrăznesc să spun lucrul acesta. Nu căutați să vă asemănați cu voi cu lumea și nu cred că veți face. Căutați să câștigați lumea. Sunt tot mai puțini care fac lucrul acesta. În churches și everywhere unde suntem, they tend to be more like the world rather than being more like Christ and attracting those from the world to Jesus Christ. Asta e my encouragement to the rest of you care suntem aici și cei care urmăriți. Domnul să ne binecuvinteze cu adevărat să fim niște lumini în lumea în care noi trăim. Să fim un exemplu, să croim cărări drepte, dragii mei, ca cei din urma noastră să știe unde se calce și ce se urmeze și ei. Poate că noi zicem, noi nu suntem capabili să spunem călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe lui Hristos. Dar Domnul să ne ajute prin viața noastră să fim așa cum ne cere cuvântul Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să închei cu un cuvânt pe care îl amintesc de multe ori sau mai des la noi la biserică și sunt cuvinte de binecuvântare care noi le citim la binecuvântare de copii. Dar eu mai obișnuiesc și le citesc și la nunți și aș vrea ca Dumnezeu să împlinească aceste cuvinte și în viața lui fratele Amos și sora Lydia. Și Domnul cu adevărat să-i binecuvinteze și spune cuvântul lui Dumnezeu la Numeri, capitolul 6, începând cu versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească Amos și Lydia. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine Amos și Lydia și să se îndure de tine Amos și Lydia. Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea Amos și Lydia. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și copiii de la Betel și la Emanuel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Vă doresc în toată inima mea o căsnicie binecuvântată de Domnul. Nu uitați de părinții voștri. V-a crescut până aici și nu cred că veți uita. Sunteți diferiți, văd în inima voastră. Spunea fratele Jonathan that he loves all his sisters. That was a good move, smart move to say that. And I believe you do, all of them the same. Pentru că important să nu fie diferență între ei. Dar au spus, sometimes we're closer to some of them. E adevărat și în viață. Noi suntem 13, am fost primul din familie de 13. Și sunt cu unii în care parcă sunt altfel, mai sufletește, if that makes sense. Mai aproape, but I love them all. I've given my life for any of them. And that's the truth, the honest truth, înainte lui Dumnezeu. Dar este important și voi să nu uitați de părinții voștri, de frații voștri și de surorile voastre. Pe vreme era un frate, îl cunoașteți, probabil mulți dintre dumneavoastră, era împreună cu fratele Chelva, era fratele Ilie Puha, care era, pardon, fratele Puha, nu vine acum numele, dar m-a sfătuit un lucru și a zis, nu uita în fiecare zi, înainte să te pui în pat, în fiecare seară, noapte, să te rogi Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze soțul sau soția, apoi să binecuvinteze părinții tăi, frații tăi, surorile tale, cumnații tăi și cumnatele tale. Și mă gândeam eu pe vremea aceea, un tânăr la 19 ani, I said, that's a lot of work and my prayer is going to go for a long time.
Dar să știți că te obișnuiești cu ani și vreau să vă, nu mă laud, vreau să vă spun înainte lui Dumnezeu, pe lângă aia se mai adaugă, pe lângă aceste lucruri se adaugă și alții, și apoi vine biserica, apoi vine alte familii care au cerut ajutor și Dumnezeu va asculta rugăciunea voastră și va binecuvânta părinții voștri și se vor bucura și părinții de voi. Vreau să vă binecuvântez în numele Domnului, familia Suigan, familia Florian, pentru copii credincioși care Dumnezeu vi-a dăruit. Nu este că ați fost atât de buni, dar Dumnezeu v-a ajutat. Și ca rezultat îi avem în casa Domnului. Iubesc pe Domnul, slujesc cu Dumnezeu, aceasta este, cred că este dorința fiecarei părinte ca să-și vadă copiii în casa Domnului. Mă bucur de ei, zic ca Domnul să vă ajute să rămâneți credincioși. Amos, în continuare la slujire. Sora Lydia, we have a lot of work la Portland. Fii gata pentru luptă, fii gata ca să fii în lucrarea Domnului, în continuare, că vrem să te punem la lucru. Domnul să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă de acum și până în veșnicii. Amin. În urma acestui mesaj binecuvântat, vă invit să ne ridicăm pe picioare, plin de bucurie, în prezența Domnului și să lăudăm pe Domnul împreună cu grupul de tineri. Văd că au venit așa pregătiți să cânte, s-au gândit că mai cântă odată cu Lydia pe scenă. Dorim să lăudăm numele Domnului împreună. După această cântare se pregătesc surorile Marcu să slăvească pe Domnul. Și apoi Suigan Kids, de asemenea cu o cântare, Domnul să-i binecuvinteze. După aceste cântări vom asculta din nou mesajul Evangheliei vestit de fratele Cornel Căta, un frate scump, slujitor ordinat în Biserica Emanuel, un vestitor al Cuvântului Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să aibă sfaturi potrivite pentru Amos și Lydia. Amin. Fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Let's sing this again together. I love you, Lord. I love you, Lord, for your fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my sing this again, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. And so
Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru care este credincios și care este bun cu noi. Lăudat să fie Domnul. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Urmează surorile Marcu, copiii familiilor Suiugan și apoi cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea e din Dumnezeu și ne-ai arătat-o prin Fiul Său și s-a jertfit și s-a dăruit. Fapte bune, să vă îndemnați și atunci veți vedea ce iubirea. De Domnul Sfânt să ascultați pe calea îngustă, să umblați și așa veți avea fericirea. Calea îngustă, să umblați și așa veți avea fericirea. Unul pe altul vă ajuta să fapte bune, să vă îndemnați și atunci veți vedea ce iubirea. De Domnul Sfânt să ascultați pe calea îngustă, să umblați și așa veți avea fericirea. Iubirea să vă fie scut în viață, să mergeți cu avânt dacă veți vrea. Să vă îndemnați și atunci veți vedea ce iubirea. De Domnul Sfânt să ascultați pe calea îngustă, să umblați și așa veți avea fericirea. Unul pe altul vă ajuta să fapte bune, să vă îndemnați și atunci veți vedea ce iubirea. De Domnul Sfânt să ascultați pe calea îngustă, să umblați și așa veți avea fericirea.
Lăudat să fie Domnul, care a făcut ziua aceasta, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Amos și Lida, este ziua Domnului, care Domnul a făcut-o, dar este și ziua voastră. Arătați cei mai frumoși, chiar dacă am încercat noi hainele bune sau ținuta cea mai frumoasă, sunteți cei mai frumoși astăzi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Să vă binecuvânteze cu toate binecuvântările care fratele Florin le spunea din Numeri, binecuvântări care dăruim Dumnezeu să le fructifice pentru voi. Amin. Și este posibil,
pentru că binecuvântările pe care Dumnezeu le dă sunt binecuvântări care țin, trainice. Dumnezeu să vă binecuvânteze. A few weeks ago, Brother Amos gave me a call. I was at work, but I had about 5 minutes, and I took the call to answer and talk to him, and he expressed a desire to serve and to speak a few words. And the first thought that came into my mind was, you know, this is a man of God that's taking charge. He's taking charge of the future, the marriage that God is going to bless him and his wife as of today. And I know that the Lord has special blessings for you as you enter in this covenant of promise and love and submission, first of all, to the Lord. A few months ago, we had a trip to Shasta, and with the weekend, extended weekend there, we had time to have conversations with the youth, and I remember very vividly the second night we had a conversation with a lot of young people, their desire to maybe converse about future and relationships and marriage and the desire to put together a family. And Lydia was by far one of the most interested and thoughtful and mature. And we had this conversation and to find out that there's a little spark. Even though it was early in February, Lydia had something that had very special in her heart, but needed more confirmation from perhaps the Lord, confirmations from the parents. And here is the day, December 3rd, 2022, that the Lord has brought this day together for the two of you to enter a covenant. And may the Lord bless you. And I know that Amos, by the words that Brother Florin expressed about you and how you love the Lord and how you desire to serve and to be a servant, you will do amazingly in a marriage where it's all about service. It's all about serving one another. It's all about submitting to the Lord and being submissive to one another, even though we know that the Word of God says for the wives to be submissive. The Word of God speaks also for the husbands and the wives to be submissive to one another and unto the Lord for a beautiful, perfect image of marriage. That it's getting lost a lot in our world. And today what I want to do, along with the amazing message that Brother Florin shared with you in Romanian and English, I would like to maybe focus a little more and add a few more things from the Word of God. And I would like to read a couple of verses from Genesis, because we always have to go back to the beginning. The society, the culture, the Romanian culture, the American culture will not give you a true picture of marriage. It's the designer and the manual of marriage, which is the Word of God, and God is the designer. And we're going to go back to the beginning and see what the Word of God says. Genesis 2:18, the Word of God says this: "Then the Lord God said, 'It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him.'" Verse 24: "Therefore a man shall leave his father and his mother and cleave and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh." This is one of the most beautiful passages and one of the most amazing pictures of marriage. And I would like to give you a couple of things here. What is a marriage based on God's word? Because marriage is God's design. It was not invented by Hollywood. It was not invented by men. It was not invented by psychologists, by doctors. It was invented by God. Therefore, God has the first and the last word into what it means to have a marriage by God's design. See, the Word of God says, "It is not good that the man should be alone." See, God created marriage for relationships. And Brother Florence said that it's so important to have a great relationship, because a relationship is the one that God desires from us, whether it is spiritually, whether it is a relationship between husband and wife and parents and kids. God designed marriage for relationship. Somebody said, if singleness
And I know the Word of God talks about the gift of singleness, and we have to honor what Apostle Paul said. But someone said, if singleness is a gift, please give me the receipt and tell me where you got it so I can return it. God said it's not good for a man to be alone, and therefore for a woman to be alone. But Amos, in this passage, I have to say, and I'm speaking from experience, I'm not speaking here as an expert, although for 27 years we had a beautiful marriage, but I'm speaking here about of someone that desires to serve my wife, someone that desires to live according to God's word, someone that desires to be submissive to God's word and be humble enough to follow the instructions of the manual. But going back, Amos, this word is for you and is for I. It's not good for men to be alone. Lydia is your perfect gift from the Lord to complement you, to help you, to make you a man that's closer to the Lord, to serve you, to help you in the ministry, to help you grow and mature in Christ. And she's the help that God designed for you. And take it with the best approach, because this is the gift that God has given you today. See, the creation of men and women was manifested in the image of God, and this perfect image and perfect purpose. Secondly, God holds marriage to a very high standard. And I'm gonna give you a Bible verse here, because it's the picture of Christ and the church that cannot be altered or compromised. The husband and the wife, the marriage is the perfect picture, the perfect picture that God holds to a very, very high standard. Ephesians 5:31 says this, "Therefore, a man," going back to the verse that we read, "a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh." Verse 32, this mystery is profound. This mystery that a lot of marriages lack, this mystery that a lot of husbands and wives lack, this mystery is profound. And I'm saying, says Apostle Paul, that it refers to Christ and the church. To Christ and the church. See, God created us for a purpose of unity with him and with one another. May the Lord help the two of you to hold your marriage to God's standards, not to people around. And I know you have great examples. I know Brother Yonika and Sister Elizabeth very well, and I know they love each other, and I know they're very compassionate to serve one another. And I know the family of Florian, Brother Florian, by the way I look, and I see how they interact, and kids, and a beautiful family. But the standard of marriage is always going to be God. The standard of marriage is always going to be in the Word of God. How can you have a blessed marriage? How can I have a blessed marriage, Brother Amos and Sister Lydia? How can you have a blessed marriage? And first of all, and one of the most important things, put God in the center of your marriage. Make Christ the center of your marriage. Brother Jonathan said that in order to get closer to one another, you have to get closer to God. You have to get closer to the Lord. You have to get closer to God in prayer. You have to get closer to God in serving him. And therefore, you, the two of you, will get closer to one another. Make God, make Christ the center of your marriage. Christ is the model of our living. See, the Word of God says that husbands learn how to love and sacrifice by modeling Christ. And wives learn how to be submissive and obedient also by modeling Christ. Christ is the ultimate, the most amazing model that we need to model in our marriage. If marriages are not successful, it's not because they lack finances, it's not because they lack resources, although those are important, but it's because Christ is nowhere to be found in the middle, in the center of their marriage. May the two of you find Christ and put Christ in the center of your marriage at all times. And may the Lord help you. The most intimate and amazing picture of Christ and his bride is his church, is the husband and the wife. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives as Christ loved the church
and gave himself for her. That's a high calling, Brother Amos. But I have to say, one is the most fulfilling results of sacrificing yourself for your wife is the result of being like Christ and being rewarded as Christ. Because Christ gave up himself for the church with a great response. And you and I are the reason of Christ dying for us. He brought fruit. And you're going to bring a lot of fruit by knowing how to sacrifice for Lydia. May the Lord help you. Second, how can you have a blessed marriage is to leave and cleave. And I'm very close, Brother Unique. I'm very close to having a marriage in our family. And I'm speaking as a husband more than a father. But if the Lord is telling us that one very important requirement and recipe for a perfect marriage is to leave and cleave, then it's the word of God. He shall leave and cleave. Without true leaving, there's no cleaving. And without cleaving, there's no perfect unity. Let me say that one more time. Without leaving, whatever that is, and you guys know yourselves more than we know your life. You know how much you're attached to the old. And this could be your family. It could be your mom and your dad. Although you need to respect and honor mom and dad for the rest of your lives. There's a separation. There's a leaving process that needs to take place. Without leaving, there's no cleaving. There's no attachment. And without attachment, there's no unity that the Lord meant for the marriage in order to work. See, that's true for our Christian lives. Without leaving and cleaving, there's no amazing relationship with the Lord. See, a lot of Christians leave the world without cleaving to the Lord. They leave the world without being attached to Christ. And what Brother Florence said earlier, there's a lot of religion, there's a lot of legalism, because they never attached to Christ. But it's also true that a lot of Christians, so-called Christians, do not leave the world, but want to cleave to Christ without leaving the world, and that makes the grace of Christ in vain. And the Lord is calling us as a church, he's calling us as a marriage, as a family, to leave the old and cleave to the new, whether it is your past, whether it is your marriage, whether it is your life, your lifestyle. The Lord is calling us to leave the old and cleave to the new, which is our marriage and the Lord Jesus Christ. And may the Lord help us to leave and cleave, because sadly, there's a lot of marriages that don't do that. And I want to be very sensitive to this topic, because I know there are a lot of older couples here and in our community, but there's a lot of misconception about a perfect marriage. And I've heard statements like this: well, just hold on to your horses. Just give yourself another 5 years. Just give yourself another decade and things are going to dim. And that's not what the Lord intends for us as Christians in our pursuit of serving the Lord. And that's not what the Word of God says about marriage. The marriage should be improving with the time being, with the passing of time. We need to love one another more. We need to be more sacrificial. We need to be more intensive and intentional about loving one another. May the Lord help you, Amos and Lydia, to love one another, to leave and to cleave. And you know what that means. I'm not going to go into detail. Third of all, the first one is make Christ the center of your life. Second, leave and then cleave. The third, do not let sin enter your covenant. Do not let sin enter your covenant. See, sin is the missing of the target. I don't recall, and I do not know any marriage on the day of the wedding that they were maybe thinking a year or 5 years from now to a divorce. I've never heard a husband or a wife saying, you know what, if this is not going to work in 5 years, we'll divorce. Nobody comes to the altar with
the mentality that there's going to be a divorce. But sin is missing the target. And it's not going to be a heavy deviation from the target. It's going to be a very small one. Therefore, Amos and Lydia, do not let sin enter your covenant. See, after the sin, they were naked, afraid, and ashamed. Sin always brings shame. Sin always brings separation. Separation from the Lord brings separation from the two of you. Do not let sin come into your covenant. Sin will always cause shame and separation. And maybe you'll say, well, there's no sin in our lives. And maybe you're here as a couple and say, well, there's no immoral sin in our lives. See, the Word of God is a lot more sensitive than just bigger sins that we think. And Brother Florin was talking about anger and strife and being at fight with one another, or do not let those sins come into your marriage, right? Because Galatians chapter 5 says the deeds of the flesh. And besides all the big sins that we're thinking of, there's also strife. There's also anger. There's also jealousy. There's also selfish ambitions, which are part of the sinful nature. Do not let sin enter your covenant. Keep yourselves pure, because sin will always separate the two of you from each other and from the Lord. May the Lord help you to live a godly life. And God's desire for your life is to be in oneness with Him and oneness with one another. May the Lord help you. And then oneness should be the highest desired. Be highly desired in your marriage. What's oneness? It's being one, being in unity, being one flesh, being one spirit, being in unity, being on one page. The Word of God says, He will leave and cleave, and the two shall become one. And this oneness is something that the Lord desires for your marriage. Gary Thomas, not too long ago, wrote a book, Every Good Marriage Begins with a Funeral. Every good marriage begins with a funeral. See, the two of you need to die to self. And I want to be very sensitive, but everything that you've done up to this point was for yourselves. And we know the word that derives from self, all these selfishness, all these self ambitions, all these selfish desires. The Lord wants for you to be one, united, and not be selfish, and die to self, and be one with one another, and one with the Lord. Because the Lord wants to bless you in many areas. I want to talk about three areas very quickly that are a result of being one with one another and one with the Lord. And that's the spiritual oneness. Pray together. Sing together, like Brother Florin said. Spend time in communion with the Lord together. Have time set aside for spending time in the Word. And this spiritual oneness is going to bring a lot of blessings for you. 2 Corinthians 6:14 says this, Do not be unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? See, a lot of times we equal this with before marriage. Do not get into a covenant with unbeliever. But see, even in marriages, the Word of God wants us to be united, to be equally yoked in our ministry, equally yoked in the desire to serve the Lord, equally yoked in the things that we do for the Lord. And I know the heart of Lydia. We've known Lydia since day one, and I know the heart of the ministry and serving the Lord and serving the lost. And going out there and preaching the gospel to the people that are lost. Find things together. Find things that are going to be spiritually in unity. Therefore, may the Lord bless you to find things that are spiritually united, whether it is in prayer and serving the Lord, and may the Lord give you that desire to be united spiritually. Second of all, be emotionally united, or mind and emotionally one.
Set aside time to have conversations. We heard about communication, how important communication is. See, communication is not something that the world discovered. It's not a psychology one-on-one topic. It's God's design. God wanted to communicate with the men. And from day one, he said, Adam, where are you? Adam, I long to talk to you. Adam, I long to have a communication with you. Set aside time to communicate. Open yourselves up to one another emotionally. Open your mind. Have conversation about the things that perhaps are struggles and things that maybe the job or maybe situation bring into your life. Be one at an emotional level because God will bless you. Philippians 2 verse 2 says this, complete my joy by being of the same mind. Complete God's joy and be of the same mind. Complete your parents' joy and be one mind. Having the same love, being in full accord and one mind. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, and that's humility. And may the Lord bless both of you with a humble heart. Because a humble heart will be a servant heart. And a humble heart will be a heart that knows how to love and how to be submissive. May the Lord bless you in this. And thirdly, body and physical oneness. See, physical intimacy and oneness is the most amazing result and proof that the first two aspects of oneness are in place. You cannot have the most beautiful gift of intimacy without having a Christ-centered marriage and without being one in a spiritual realm and without being one in your emotional realm. And may the Lord bless you as you start your marriage today. The Lord is going to bless you with all three as long as Christ is in the center of your marriage. Ephesians 5 verses 1 and 2 says this, therefore, be imitators of God. Amos, be imitator of Christ. Lydia, be imitator of God. That doesn't mean that you're going to be the fake. You're just going to be a copy. No, be like Christ. Be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. May your house always smell good. When your parents come in, when your ministers come in, when your pastor comes in, when friends come in, may they smell the love, the compassion that you have for Christ and for one another. May your marriage be a smelling aroma marriage. May your marriage be a blessed marriage that will thrive, not strive, but thrive through the years to come. Things are going to get tough. But the Lord is always going to be with you as long as the Lord is in the center of your marriage. May the Lord help you. And I'm going to read the last verse here, last two verses, that sometimes we take out of context. Sometimes we maybe switch around a little bit, but the Lord is saying this through Apostle Paul in 1 Corinthians 7, verses 3 and 4. Let the husband render to his wife the affection due to her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Let the husband and the wife render to one another the affection due. The affection due. And this has a lot of implications, but as long as you are in affection for one another at a spiritual level, you fill with one another, you are there for one another because you learn from Christ to be sacrificial and you learn from Christ, Lydia, to be submissive and obedient to the word of God and to your husband, the Lord is always going to bless you. May the two of you find, as of today, the most amazing picture of marriage, and that's oneness. That's what the Lord has intended. And may the Lord bless you. May the Lord bless your marriage. May the Lord bless your parents, your siblings, your uncles, your family, your church that you're going to be in. This is a rainy day, but it's not a stormy day. And I know that the showers are going to be the showers of blessings. And if things are maybe a little too rainy at Portland, we always welcome you back. May the Lord bless you, and may the Lord keep you. Amen.
acesta roșu. Suntem la un moment solemn, rânduit de Dumnezeu, moment în care doi tineri își vor încheia legământul înaintea lui Dumnezeu și în fața bisericii, în fața dumneavoastră ca martori. Și aș vrea să vă invit cu respect să ne ridicăm pe picioare, împreună cu pastorul Florin Foghiș, urmează să le punem întrebările necesare și să aflăm de la ei dedicația pe care o au unul față de celălalt, înaintea lui Dumnezeu, legământ pe care îl vor încheia astăzi. Vă rog să veniți aici mai în față, frate Florin, haide. Așa, stați față în față. Așa, puteți să vă țineți de mâini. Frate Florin, ai ocazia să încep cu Amos. Mă bucur să vii să fie Domnul. Frate Amos, vreau să te întreb, eu am să mă duc pe partea aceasta, că să te văd față în față. Suntem aici la momentul care l-ai așteptat de multă vreme. I know you're anxious, but you're looking forward to it. Suntem aici, părinții care sunt martori, frații tăi, surorile tale, întreaga familie și neamul tău și alții care poate ne vizionează de departe. Vreau să te întreb dacă din dragoste din inimă și nesilit de nimeni mergi în căsătorie cu sora Lidia. Da, din dragoste. Domnul să te binecuvinteze și să te întărească. Mai întreb o întrebare că mi-a venit în gând. Am vrut să dau două întrebări, dar mai pun o întrebare. Pentru că fratele a vorbit și a amintit în Efeseni capitolul 5, vreau să te întreb ceva și să declar tu cu buzele tale. Am amintit acolo în Efeseni capitolul 5 cu versetul 25 un lucru și vreau să te întreb. Dacă tu îți vei da toată silința ca să iubești pe sora Lidia în viața ta așa cum Hristos a iubit biserica? Da. Amin. Domnul să te binecuvinteze. De ce te-am întrebat? Pentru că vreau ca dragostea ta și noi toți vrem to be a sacrificial love. Din toată inima și Dumnezeu să te întărească. Ultima întrebare care vreau să o pun. Legământul care îl faci astăzi împreună cu sora Lidia. Vreau să te întreb cât timp vei păstra acest legământ? Toată viața mea. Domnul să te ajute să te binecuvinteze. Amin. Dragă sora Lidia, inima ta este plină de emoție în momentele acestea în care stai cu iubitul inimii tale înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea părinților tăi și a lui. Și aș vrea să te întreb dacă mergi în căsătorie din dragoste, nesilită de nimeni și ești hotărâtă ca să rămâi alături de acest tânăr minunat, Amos, pentru tot restul vieții tale. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Văd că ai această emoție atât de profundă și aș vrea să te mai întreb dacă ești hotărâtă ca la bine sau la rău. În orice împrejurări va aduce viața pentru familia voastră să îl iubești, să-l respecti, să-i fii o soție supusă și să fie o reală binecuvântare pentru Amos. Yes. Amen. All my life. Și în română și în engleză. E clar. Hotărârea este clară și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă rog să veniți mai în față puțin și să îngenunchiați înaintea Domnului. Noi ceilalți vom pleca ale noastre capete la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea ta în această zi specială din viața lui Amos și a Lidiei, când îngenuncheați în urma promisiunii pe care au făcut-o înaintea ta, Doamne, stau spre a-și primi binecuvântarea din partea ta. Suntem în locul acesta și te rugăm frumos, Părinte drag, peste mâinile noastre slabe să-ți așezi mâinile tale de Dumnezeu. Amin. În semn de binecuvântare, de propășire, de har, peste familia care se formează în această zi din Amos și din Lidia. Stăm înaintea ta, Doamne, și privirile noastre se ridică înspre cer, mulțumindu-ți pentru harul pe care l-ai dat și pentru că i-ai rânduit și i-ai adus să fie împreună, Doamne, din tinerețe, să formeze o familie spre slava ta. Vrem să-ți mulțumim pentru ei, Tată. Vrem să-ți mulțumim pentru părinții lor care s-au străduit să-i crească pentru gloria numelui Tău.
Te rog să le răsplătești, Doamne, toată osteniala și dragostea Amin. Pe care au investit-o, Doamne, în aceste ființe. Iar de astăzi, Doamne, să rămână alături de ei cu sfat, cu rugăciune, cu povață și Tu, Doamne, să-i binecuvintezi în continuare. Amin. Doamne, Te rugăm frumos pentru Amos să-l binecuvintezi din această zi și să-i dăruiești toate calitățile unui soț înțelept, credincios, plin de dragoste pentru soția lui. Mă rog, Doamne, să îi dai o inimă plină de bucurie, un spirit de slujire asemenea fiului Tău prea iubit. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi lucrul mâinilor lui. Amin. Tot ce începe să ducă la bun sfârșit, Amin. Să-l ajuți, Doamne, să poarte de grijă casei lui. Te rog, Doamne, să binecuvintezi Tu, Doamne, și să-i asculți rugăciunile, să-i binecuvintezi deciziile, să fie luate în urma rugăciunii apostolului, a călăuzirii Duhului Sfânt. Te rog, Doamne, pentru sora Lidia să o binecuvintezi și pe ea Amin. Și din această zi, Doamne, să-i dăruiești toate calitățile unei soții credincioase, iubitoare, supuse și să o faci o binecuvântare pentru Amos, un ajutor potrivit, așa cum cere cuvântul Tău. Doamne, mă rog pentru casa lor să fie păzită de cel rău. Mă rog pentru masa lor să fie o masă îmbelșugată și să nu ducă lipsă de niciun bine, ba mai mult, Doamne, să facă parte celor săraci. Atunci când vor merge, Doamne, în misiune, însoțește-i Tu, călăuzește-i Tu, ocrotește-i, Doamne, de orice atac al vrăjmașului. Păzește-le inima, păzește-le gândurile să fie în Tine, să fie loiale unul față de celălalt și să poată să-și respecte legământul pe care l-au încheiat astăzi înaintea Ta pentru toată viața, rămânând credincioși unul altuia și amândoi față de Tine. Mă rog, Doamne, să deschizi izvoarele de sus și izvoarele de jos și să torni peste ei binecuvântări cerești Amin. Și binecuvântări pământești. Să le răspunzi rugăciunilor pe care se vor învoi împreună să le înalțe împreună înaintea Ta. Doamne, ascultă din ceruri, răspunde-le, binecuvintează-i, dăruiește-le har după har. Fă-i prosperi, fă-i roditori, Doamne, în orice lucru, în orice faptă bună. Binecuvântă-i, Doamne, în biserica unde vor sluji, fă-i folositor lucrării Tale. Și ajută-i, Doamne, să răspândească în jur miriasma cunoștinței Tale și alți tineri și poate alte familii să urmeze modelul lor, să fie un model sfânt, un model cristic. O, Doamne, Îți mulțumim că ne asculți și dincolo de ceea ce Îți cerem noi sau părinții lor, Ești Tu un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care dai, un Dumnezeu care înfăptuiești mai mult decât știm noi cere sau gândi. De aceea încredințăm pe brațul Tău și Te rugăm, binecuvintează-i Tu, că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne Amin. Binecuvântat pentru Aleluia. Veșnicie. Lăudăm numele Tău, Doamne, pentru că în această zi vedem parcă prefigurat imaginea și dragostea dintre Hristos și biserică. Fă-i pe acești tineri și această familie să reprezinte cu cinste interesele împărăției Tale, să reflecte dragostea Ta față de lume și Tu să Te folosești de ei. Îți mulțumim pentru ei, Îți mulțumim pentru puritatea lor, pentru curăția inimilor și încredințăm pe brațul Tău că știm că Tu îi răsplătești, Tu îi binecuvintezi și așteptăm să ne bucurăm împreună văzând lucrarea Ta în viața lor ca soț și soție. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Tată scump care ești în cerul, cu recunoștință și smerenie, vine înaintea Ta după masa acestei zile și Te rog, Doamne Dumnezeule, revarsă binecuvântarea Ta peste Amos și peste Lidia. Amin. Îți mulțumim că de la început, Doamne, de la prima rugăciune, am simțit prezența Ta aici și cred că Tu ai fost alături de noi. Îți mulțumesc pentru mesajul pe care l-ai transmis pentru cei doi, dar nu numai, ci pentru întreg poporul Tău. Și noi, Doamne, Te rugăm acum și mă rog din toată inima mea ca Tu să binecuvintezi această tânără familie care s-a întocmit în ziua de astăzi. Dă-le putere în căsnicia lor să slujească cu credincioșie. Dă putere, Te rog, Doamne, lui fratele Amos să rămână un preot în casa lui.
Binecuvintează-L cu sănătate și putere în trupul Lui și în mădularele Lui. Binecuvintează-L cu înțelepciune deosebită venită de la Tine de sus. Te rog să-L umpli de Duhul Sfânt, Doamne, să fie folositor în lucrarea Ta, în lucrarea din biserică, dar cel mai important în familia Lui, ca să-și iubească nevasta așa cum spune cuvântul Tău, așa cum Tu, Iisus, ai iubit biserica, așa să iubească Amos pe sora Lidia. Te rog să-L binecuvintezi, Doamne, în tot restul vieții sale, să rămână, Doamne, Dumnezeule, bazat pe cuvântul Tău, să-L întărești și să-I porți de grijă și pământește, la locul de muncă, pâinea de fiecare zi, să nu-I lipsească de pe masă, ci te rog, ajută-L Tu în toate lucrurile și ori de câte ori cheamă numele Tău, răspunde-I Tu în bunătatea Ta, Doamne. Îndură-Te și de sora Lidia, Doamne, mă bucur pentru ea, pentru că este o tânără temătoare de Tine și și-a arătat, Doamne, prin viața ei că a rămas loială Ție și familiei Tale, familiei sale, Doamne, și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Te rog acum ca soție să o binecuvintezi, să rămână în continuare supusă voii Tale și supusă și lui fratele Amos în Hristos Domnul. Mă rog, Doamne, să-i dai și ei multă înțelepciune și lumină, pricepere, și dacă ai în vedere să-i binecuvintezi cu copilași, te rog, Doamne, să o binecuvintezi cu un trup sănătos, să binecuvintezi cu copilași sănătoși, temători, ascultători de Tine, Doamne, și ajută-o și pe ea și pe sora Lidia, Doamne, să slujească cu credincioșie în mijlocul poporului Tău. Mă rog, Doamne, ca Tu să-Ți întinzi mâinile peste ei, să-i ocrotești Tu, Doamne, tot restul vieții lor, să ajute-i pe ei împreună cu noi, cu familiile noastre, cu cei dragi noștri, cu familia Suigan, cu familia Florian și întreg poporul Tău de la Emanuel din după masa aceasta, să putem să fim pregătiți în ziua măreață când vei veni să-Ți iei mireasa de pe acest pământ. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat, îți mulțumesc că Tu vei lucra în continuare în familia lor, în casa lor, îți mulțumesc că îi vei binecuvânta, Doamne, cu toate binecuvântările de sus și cele de jos. Sufletul meu Te laudă, Te binecuvintează pe Tine, Tată, Fiule, împreună cu Duhul Sfânt. Amin. Schimbați locurile și sora Lidia, ca soția ta, drag Amos, primește locul din dreapta care e considerat locul de onoare. Iubită biserică, am bucuria să declarăm căsătoriți pe Amos și pe Lidia, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de cuvântul lui Dumnezeu și de legile statului California, pentru că aici s-a întocmit certificatul lor de căsătorie. Vă declarăm căsătoriți. Vă felicităm, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și dau cuvânt la fratele Florin să-i prezinte din ce biserică vor face parte. De asemenea și eu mă bucur și vreau să felicit pe cei doi, fratele Amos și sora Lidia. Florian, Domnul să-i binecuvinteze, să-i întărească, ne bucurăm că vor face parte la Biserica Betel. Mă rog ca Dumnezeu să-i ajute să fie activ în continuare, mă bucur pentru familia care a crescut după sora Lidia și fratele Alin, care a fost păstor, ai fost prețelan și a văzut-o de cum a fost tânăr, ai crescut, ai fost aici slujitoare, lucrarea lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Iar acum, la sfârșită, la la frate, se va încheia dintr-o rugăciune și avea ca Dumnezeu să ne asculte, să ne binecuvinteze de tot. Amin. Din mulțumire, Tatăl, frate Amos, Domnul să primească. Doamne, Tată Sfânt în ceruri, îți mulțumim pentru această zi minunată, Doamne. Tu știi să faci toate lucrurile așa de frumos. Și îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, Doamne. Pentru această zi, Doamne. Pentru Amos și Lidia, Doamne, Ți-ți mulțumim. Îți mulțumesc, Doamne, că și Tu știi să ne mângâi, Doamne, și în bucurii, și în întristări, Doamne. Și cu mâna Ta cea puternică și brațul Tău cel tare, Tu veghezi asupra noastră. Îți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru toți cei care s-au ostenit și au venit în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru toate, Iisuse, în veci, în numele Tău vrem să-L binecuvântăm. Te rog să rămâi cu noi, Iisuse. Și ajută-ne, Doamne, să mergem cu Tine și Lidia și Amos, Doamne, să nu ne lăsăm de Tine. În veci, în numele Tău să fie lăudat. Amin. Felicităm cea mai tânără familie, familia Florian, Amos și Lidia. Dorim ca Dumnezeu să fie cu voi, o să vă dăm posibilitatea să ieșiți voi primii. Din partea familiei Florian, din partea familiei Suiugan, vă mulțumim că
participați la această nuntă și sărbătoarea va continua cu o masă de dragoste. Dacă aici s-a cântat, s-a predicat, ne-am rugat, urmează de aici încolo ori ales o sală pe o stradă foarte simbolică, Melody Lane. Fie viața voastră numai o melodie spre slava Domnului. Cred că puteți să faceți o poză, poate la adresă, dacă nu aveți adresa, să găsiți cu ușurință locația pentru masa de dragoste și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, familie dumneavoastră. Amin.